mult doamnei Ciovei, îi rog pe colegii mei să mai contacteze și pe doamna, mai avem o doamnă care pe caz de boală. Bun. Diana Buzoianu, în Parlament, totuși, voi am înțeles că ați tot făcut demersuri să se regleze lucrurile, dar nimeni nu vrea să modifice legea. Toată lumea crede că se rezolvă cu scrisorele, cu promisiuni, dar eu nu înțeleg atunci de ce am cheltuit banii pe hârtie ca să-i băgăm pe oamenii ăștia în spital, dacă deciziile astea n-au nicio valoare la cei care spun minus, dacă ele n-au valoare deloc, domne. De ce? No, deci este un discret total, un discret total față de oamenii care au muncit o viață întreagă. Noi am tras un semnal de alarmă clar încă de când a trecut legea asta pe repede înainte. E o minciună de 2 lei faptul că nu au știut că vor fi afectați oamenii nevăzători, de exemplu, au fost acolo reprezentanții asociațiilor nevăzătorilor care au spus foarte clar, ne veți lua și 40% din pensie. Au ieșit, nu au fost ascultate, au fost dați afară, practic le-au fost respinse toate amendamentele cu care veniseră la masă. Este o minciună că nu au văzut și partea asta cu minerii, cu oamenii care au lucrat în condiții grele. Au știut de tot și au bătut joc de oamenii ăștia. Minciuna este astăzi că, vezi, doamne, acestor persoane care au lucrat în niște condiții grele, nu o să le scadă pensiile. Da, dar ei aveau niște pensii mai mari pentru că au contribuit mai mult. Ei în fiecare lună contribuiau cu între 10 și 8% mai mult decât un om care nu lucra în acele condiții. Ce să vezi? Până la 1 septembrie, de la 1 septembrie încolo, de fapt, oamenii care au contribuit ani de zile, zeci de ani de zile în domeniul acesta, cu 10-8% se vor trezi că vor fi calculate pensiile lor după noua lege, deci ei vor avea din start pensiile mai mici, cu 1700-2000 de lei. Deci este o realitate, e o minciună grosolană. Sunt oameni care se vor pensiona după 1 septembrie, cărora nu le vor fi înghețate pensiile pentru zeci de ani. Nu! Ei se vor afla în situația în care din start vor avea pensia mult mai mică, scăzută, deși au contribuit mai mult cu între 10-8% decât restul pensiei. Ca să nu mai spun că și această minciună, nu vă scad pensiile. Poate scad pensiile. Unii dintre pensionari vor trebui să aștepte 10 ani, peste 10 ani, ca să le mai fie crescută. Păi stai un pic. Ați fost singurii care ați înghețat pensiile, că ați fost atât la guvernare. Nu e adevărat. Domnule Cosma, vă rog un pic. Nu vă supărați. Păi da, vreau să...